Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea în care punem punctul pe i, degetul pe rană și din când în când paie pe foc. Anul acesta, mai precis în februarie, s-au împlinit 80 de ani de la încheierea bătăliei de la Stalingrad, considerată cea mai mare și mai sângeroasă confruntare armată din istoria omenirii. Numărul total de pierderi de vieți umane este estimat la 3 milioane, dintre care 200 de mii de români. Vom discuta astăzi despre implicațiile pe care le-a avut această bătălie în desfășurarea celui de-al doilea război mondial, împreună cu comentatorul și profilerul HD Harman, partenerul meu stabil și permanent de emisiune, și ni se va alătura mai târziu și profesorul Florian Bichir, istoric conferențiar la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Bună seara și bine v-am regăsit! Hai să încercăm să punem un pic în context discuția și să vedem dacă titlul pe care l-am văzut în mai multe articole dedicate acestui eveniment major este îndreptățit, și anume Stalingrad, o bătălie cât un război. Așa este. A fost. În primul rând să nu uităm că vorbim de Stalingrad, este ambiția lui Hitler de a ocupa orașul lui Stalin. Astăzi cunoscut sub numele de Volgograd, apropo, în actuala Federație Rusă. Este orașul care va fi nu numai simbolul luptei între cei doi tirani ai secolului 20, între Hitler și Stalin, între cei doi mari dictatori, dar și între două sisteme. Dacă între sistemul capitalist și cel comunist, după aceea în timpul războiului rece, nu a existat un Stalingrad, între sistemul nazist și cel comunist a existat Stalingrad. Adică o confruntare directă. O confruntare directă la mărimea celor 3 milioane de morți, răniți și dispăruți. Numai armata română pierde din cele 140 de avioane care le avea, pierde 100. Din cei 250.000 de soldați, armata 34, pe nord și sud, unde fuseseră așezate cele două armate. Dintre cei 250.000 de soldați, pierde 187.000 de soldați. Rămân în prizonieratul sovietic la finalul luptei de la Stalingrad, încercuirii, când se termină încercuirea de la Stalingrad, rămân doar 3.000 de soldați români împrizonierați. Ca să realizăm față de cei peste 130.000 de români prizonieri luați apoi pe frontul ucrainian. Este decimată practic armata română. 31 de divizii avea armata română sub Ion Antonescu în al doilea război mondial. Sunt între 15 și 17 divizii care sunt pierdute de către armata română. Armata română nu și-a mai revenit niciodată după Stalingrad. Și avem Germania care pierde, România, Italia, Croația. Atenție, acolo n-a fost numai România și Germania. Și totuși Stalingradul reprezintă punctul de cotitură al celui de-al doilea război mondial. Am văzut undeva într-o statistică că printre sutele de mii de prizonieri care au fost luați acolo, au fost inclusiv 22 de generali. Da. Majoritatea nemți, evident. Da, majoritatea nemți. Da. La Stalingrad, Hitler pierde al doilea război mondial. Prin pierderea Stalingradului, Hitler pierde al doilea război mondial. Orice mare istoric, orice mare analist îți va spune că la Stalingrad s-a decis soarta celui de-al doilea război mondial. Practic, acolo a încercat cumva să scurteze și să rezolve, să tranșeze situația pe frontul de est, da, pentru că intraseră americanii în război. Exact, în război, da. Urma să se concentreze în partea cealaltă. În partea de vest. În partea de vest, era absolut normal. Tranșarea asta n-a fost în favoarea lui. Și nu a fost în favoarea lui. Vor fi niște resurse umane și materiale pierdute. România are peste 140 de tancuri. Peste 100 de tancuri, mi-amintesc foarte bine. Noi încă atunci aveam cavalerie, apropo. Noi aveam regiment de cavalerie. Și pierde toate tancurile. Toate tancurile aflate în baza tehnică militară la Stalingrad. Este un dezastru uman, este un dezastru militar. Este Zhukov cel care conduce, care Stalin îi dă personal
apărarea... Da, înainte de a intra în astfel de detalii, hai să vedem, de fapt, ce urmărea Hitler cu această ofensivă? Care era scopul? Ce voia el? Stalingradul, Volgogradul, era, dacă prindea Stalingradul, putea să blocheze orice traseu, orice transport de material rulant militar produs în Siberia. Nu, și asta ar fi fost punctul terminus al ofensivei în Uniunea Sovietică? Nu, sau nu, doar o etapă? Nu, era una din etape. Dar era o etapă crucială pentru că practic împărțea, când Stalin la începutul planului Barbarossa, el în primele 6 luni lasă, efectiv nu are forțele, bineînțeles Uniunea Sovietică nu are forța de a opri înaintarea nazistă în câmpiile ucrainiene. Deci nu are această forță. Au ajuns până la Moscova. Au ajuns în câteva luni, în 2 luni, în câteva săptămâni, în 7-8 săptămâni erau la Moscova. Așa, în acel moment el se retrage, el își retrage toate marile fabrici și uzine, mută efectiv, cum se spune, pilon cu pilon și șurub cu șurub industria sovietică în Siberia. Stalingradul era punctul central de colectare al producției militare de război venită din Siberia. Pentru Hitler, lăsând simbolul real al înfrângerii orașului care purta numele dictatorului Stalin, era și un punct fundamental de rupere a structurii de apărare economică și tehnico-militară a URSS-ului. Ar fi fost o înfrângere quasi-fatală, așa cum a fost pierderea Stalingradului de către Hitler, fatală armatelor germane și soarta războiului. Atunci s-a schimbat în 1943, când în februarie 1943 practic are loc înfrângerea de la Stalingrad. Așa și pentru Stalin ar fi însemnat simetric același lucru. Stalin ar fi fost executat de către comandanții săi, ar fi fost o derută absolută și presupun că istoria ar fi arătat altfel. Dar pentru noi a fost dezastrul care a scris oroarea comunismului timp de 50 de ani. Stalingradul pentru noi, așa cum pentru toate țările a fost, Stalingradul însă pentru noi a însemnat rescrierea istoriei României pentru următorii 50 de ani și din nefericire prezența noastră la Odessa și la Stalingrad, marile probleme de la Odessa pe care nici astăzi nu le recunoaștem, făcute de armata română, marile semne pe care și astăzi le discutăm și le combatem din punct de vedere etnic și din punct de vedere moral, dar Stalingradul pentru noi a fost distrugerea viitorului statalității României, așa cum îl știam atunci, al regatului român. Nimeni nu și-a imaginat, Ion Antonescu întotdeauna a refuzat să recunoască efectele dezastroase ale pierderii războiului, dar din punct de vedere militar, România a fost nimicită, lucru care a dus la nimicirea sa politică, pentru că în 1944, în 23 august, apropo, ironia istoriei, blocada de la Stalingrad începe pe 23 august. 42. Da. Crezi că, dacă așa să încercăm să facem un exercițiu de imaginație, da? Deci dacă România n-ar fi fost parte activă în bătălia de la Stalingrad, crezi că ar fi fost altul cursul istoriei? Da. Ar fi putut noi să împiedicăm? Nu, n-am fi putut să împiedicăm, dar am să spun un singur lucru. Aici lumea o să mă critique pentru această declarație, mi-o asum complet. În toate discuțiile pe care le-am avut cu toți marii analiști militari pe care i-am cunoscut, au spus următorul lucru. Recuperarea Basarabiei și Bucovinei de Nord, a teritoriilor furate Samavolnic ca urmare a dictatului Molotov-Ribbentrop, a înțelegerii secrete Molotov-Ribbentrop, alături de celelalte teritorii, pentru că România atunci a fost practic ruptă în bucăți, nu ar fi fost o problemă neapărat de legea internațională, legea războiului, cum se spune, după închiderea celui de-al doilea război mondial. Dar faptul că Ion Antonescu dublează celebrul ordin "Români, vă ordon, treceți Prutul" și spune "Români, vă ordon, treceți Nistru", de care armata română se pare, și istoriografia se pare că noi uităm acest ordin. Este identic, în același format propagandistic a fost dat, la radio național a fost anunțat. Faptul că noi am trecut din statutul de victimă a înțelegerii între doi agresori, URSS și Germania nazistă, în statutul de agresor noi înșine, pentru că ne-am dus pe teritoriul unui stat care nu erau ale noastre,
Noi, Odessa nu era pe teritoriul nici Basarabiei, nici Bucovinei, nici... Cred că e un moment singular. Așa, absolut singular. Și faptul că am ajuns la Stalingrad, acest lucru ne-a transformat, repet, juridic în stat agresor. Iar atunci când noi ne-am dus în numele sângelui vărsat pe frontul de vest, în numele întoarcerii armelor din 1944, istoricii spun că acest act curajos al regelui Mihai de la 23 august 1944 va duce la reducerea cu 6 luni a duratei celui de-al doilea război mondial. Atunci când noi, în numele acestor gesturi fundamentale și asumate, ne-am dus să fim parte la masa păcii, nu am fost recunoscuți. Statele Unite au recunoscut poziția URSS-ului. Marea Britanie nu a avut niciun argument în care URSS a spus, stați o clipă, cu Basarabia oricum vă luam, n-aveați nicio capacitate să vă țineți, dar voi ați intrat pe teritoriul URSS, care n-avea niciun fel de legătură istorică, n-avea niciun fel de legătură justificată. Armatele voastre au fost agresoare. Practic, acolo a fost vorba de cuvântul dat de Antonescu lui Hitler. Adică... Da, și despre mania aceea, care prinsesă, atenție, care prinsesă toată Europa, iudeo-bolșevismul și acea crimă ideologică în care puneam toate minoritățile la un loc cu comunismul, cu bolșevismul, îi omoram, să nu uităm marile crime care au fost făcute. Și pentru acest gest, și eu nu l-am înțeles pe... Și cred că nimeni din meseria mea de profiler nu poate să înțeleagă acest gest al lui Ion Antonescu, cel care scrie harta Mărășeștiului și Oituzului, pe aici nu se trece. Cel care alături de Prezan întoarce soarta României în primul război mondial. Este omul care, șef de stat major de război al lui Prezan, întoarce soarta războiului și soarta statalității României la Mărăș, Mărășești, Oituz. Acest om face la numai 20 de ani, face o greșeală geostrategică, geomilitară și geopolitică de o gravitate crucială, pentru că a crezut că Hitler va câștiga. Eu m-am întrebat întotdeauna, el ca general român, crescut la marile academii militare ale Europei, că asta este. El nu este crescut la școala, atenție, la școala asiatică a lui Stalin. El n-a realizat gravitatea deciziei de a trece Nistru. El n-a realizat gravitatea cuvântului pe care și-l dă în fața mareșalului, mareșalul și-l dă în fața lui Hitler. Caporalului. În fața unui caporal, care se droga și care avea nebuniile lui. Dar acum să ne gândim, care era miza lui Antonescu? Care era miza României în acest război? Recuperarea teritoriilor? Eu cred că asta a fost și eu cred că a fost o minciună. A avut garanții de la... Nu, Hitler? N-a avut nicio garanție nici scrisă și n-a avut nicio garanție verbală. Eu am căutat, este adevărat, îl aștept pe profesorul Bichir, pentru că el este specialistul în domeniu și ne poate spune dacă există o documentație, măcar o transcriere a dialogurilor între Antonescu și Hitler sau între viceprimul său ministru, celălalt Antonescu, și Mihai Fabricius, de exemplu, sau ministru de externe al Reichului, al celor de-al treilea Reich, etc. Dacă în aceste transcrieri măcar se face o referire, un rând, la recuperarea Transilvaniei de Nord. Părerea mea este că așa cum a fost jucat Gorbaciov, în care i s-a promis nu ne extindem cu NATO, nu ne extindem cu nicio alianță militară împotriva URSS-ului și el a crezut-o, fără ca vreodată să înțeleagă, fără ca vreodată să aibă vreo asigurare, așa cred că s-a întâmplat și în cazul României în acest caz specific. Părerea mea este că Antonescu a avut în mintea lui exact să stea alături de Hitler la o pace. Eu cred că Antonescu și-a cam dat seama după Stalingrad că nimeni nu va mai câștiga războiul, dar el a așteptat ca puterea germană să înceapă tratativele cu Moscova și să existe un fel de bălteală de asta, o pace în care să câștige și Germania și URSS și să fie așa o înțelegere între toți, iar la această înțelegere, bineînțeles că cu o Germanie mult diminuată militar și politic, dar neînvinsă, România ar fi avut o poziție foarte puternică de a impune retrocedarea readucerea Transilvaniei de Nord. Apropo de ce spune... Eu cred că aici a fost psihologic și strategic, părerea mea este că asta a fost ideea lui Antonescu. N-a fost rea, dar în epoca tancului
și a bombei atomice, pentru că noi intrăm totuși cu al doilea război mondial într-o epocă a timpului nebun, cum spune marele scriitor, a timpului care nu mai are răbdare, da? Această strategie de tip a calului și a roții n-a mai mers. Și iată eșecul fundamental care va costa România 50 de ani de dictatură comunistă. A venit și profesorul Bichir să-l salutăm. Bună seara! Bună seara, domnule Radu Preda. Mulțumesc mult de invitație. Uite, vorbeam în contextul temei noastre asumate cu bătălia de la Stalingrad. Îi pusesem domnului Harman întrebarea ce l-a determinat pe Antonescu să intre în război alături de germani. Care a fost obiectivul? Ce se gândea? Recuperarea teritoriilor pierdute prin pactul Molotov-Ribbentrop? Care era motivația, să spunem, oficială? Motivația nu oficială, dar și sentimentală, după cum apare și în stenogramele președinției Consiliului de Ministri, era recuperarea pământurilor românești pierdute. Da, a avut el vreun fel de garanții de la Hitler? Aici e marea gafă a generalului la acel moment, ulterior mareșal al României, că nu a existat niciun tratat cu Germania, lui Hitler, ci doar o strângere de mână. În mod oficial, în relații internaționale, când se stabilește absolut orice acțiune, se face pe baza unui tratat. Până unde mergem, în ce condiții, cât e valabil acest tratat. Stilul mareșalului Antonescu, cel mai bun produs armatei române, ținea de epoci trecute, de cavalerie. A spus, mi-am dat cuvântul în fața Führerului și nu voi da înapoi. România n-a avut, asta am și mers de altfel după terminarea celor de-al doilea război mondial la Paris, ca să ne ridicăm totuși niște pretenții, să devenim și noi parte, cel puțin nu a celor învinși, ci a celor neutri, niciun tratat. Efectiv, a fost hotărârea generalului Antonescu, care, trebuie spus, doare pe unii sau nu, a fost îmbrășteșată de întreg popor. Absolut toată clasa politică de atunci, Gheorghe Brătianu Maniu, s-a prezentat pentru a pleca voluntar pe Volt. Deci până, dacă vezi, dezbaterea poate fi dusă ce am căutat dincolo de Nistru. Asta am și spus la început. În rest, în afară de acordurile, chiar cele internaționale, prezentau România de o țară agresată. Noi am fost agresați, victimă, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov și a invaziei a ultimatumului sovietic dat în iunie 1940. Da, exista vreo certitudine, să spunem, că dacă am trece de partea cealaltă a baricadei, nu avem șanse să ne recuperăm teritoriul, adică dacă mergeam de partea aliaților? De partea aliații nu existau, domnule Radu Preda. În 1940 nu existau aliații, așa este. În 1940 aveam de ales între două rele. Între Stalin, care deja ne lăsă bațarea pe Bucovina, și rapoartele SSI anunțau că urmează o invazie în România, era clar că vom fi penetrați, adică distruși la primul semn de slăbiciune a Germaniei și urmând Stalin să ajungă până în Bulgaria. Și Hitler de partea cealaltă care ne luase Transilvania și Bucovina. Între două orele dumneavoastră ce aveați de luat? Ce decizie putea lua orice om rațional? De altfel, Maniul felicită Brătianu, vorbește și de cel bătrân și de istorie de Gheorghe, felicită decizia luată de mareșalul Antonescu în acel celebru ordin de căpetenie 22 iunie 1941, soldați Vordon treceți Prutul. Pentru mine, o spun răspicat, și pentru alți istorici, dar iată că e trecută sub obloc, e una dintre zile emblematice ale României, zile astrale. În toată istoria noastră națională am fost invadați cel puțin de 13 ori de către ruși. Și prima oară în care noi reacționăm și ne ducem să luăm ce e al nostru. Mi se pare copleșitor și, cum să spun, o amprentă a națiunii române. Istoria, conjunctura a făcut să fim aliați cu acest element Hitler. Dar pretențiile, care iată și astăzi, eu zic că sunt absolut corecte față de pământul românești, Basarabia și Bucovina, au făcut ca în 1900... Nu aveam altă alegere. Nu puteam fi neutri. Marea Britanie fusese complet distrusă. Atenție, iunie 1940, maestre, Bichir, complet distrusă. Statele Unite se gândeau dacă intră sau nu în... Mareșalul când ea... Deci aici noi nu mai aveam aliați, un minut. Soluțiile nu existau. Erau cei doi demenți ai secolului 21 și Stalin, care se băteau între ei și noi eram o țărișoară în mijlocul acestei bătălii între doi demenți. Și la propriu și la, propriu și la figurat. Aveam o problemă fundamentală, profesor Bichir, aici n-am să fiu de acord cu un singur lucru, în restul sunt absolut de acord cu analiza dânsului excepțională, de aceea și așteptam de la începutul emisiunii, cum ți-am și spus, am să-mi retrag analiza, doar atâta, nu a fost cel mai bun produs al armatei române din nefericire Ion Antonescu, trebuie să răspundă pentru genocidul de la Odessa, etc. Spus, da. Dar din punct de vedere al deciziei strategice la momentul iunie 1940, în care URSS-ul
te anunță că trebuie să-ți retragi armatele în cât a fost? În 3 zile s-au dat. Ultimatumul a fost de 10 zile, dar la Chișinău am intrat după 3 zile, dacă mi-amintesc bine, armatele sovietice. Da? Fugeau românii efectiv și se vedeau tancurile sovietice intrând și românii abia ieșeau din oraș. Deci a fost o mărșăvie. Acest lucru, însă, decizia strategică a fost exemplară. Acolo militarul Ion Antonescu a fost exemplar. Ceea ce s-a întâmplat, însă, exact cum spune profesorul Bichir, și după Stalingrad, în special că vorbim de Stalingrad, acolo mareșalul n-a mai avut, părerea mea este că n-a mai avut nici timpul în care să analizeze corect pierdusă jumate din armata română la Stalingrad, domnule, să fim foarte clari. Jumătate de armată, da. Dacă îmi permiteți. Era din 31 de divizii, din 31 de divizii a pierdut 15, adică iertați-mă, bun, e o pierdere enormă. E o pierdere enormă din punct de vedere. M-am referit la mașina atunci ca produs armatei române pentru că a trecut de la cel mai mic soldat la cel mai mare. Da, acum, pentru că am încredere și vă mulțumesc încă o dată cum ați atât. Haideți să facem o analiză corectă, să spunem pe 20 mai capitulează Franța. Exact. Garanțiile anglo-franceze nu mai erau valabile. Germania, cel mai mare sprijinitor în Europa continentală al României era Franța. Și era pilonul de stabilitate a constituționalității lui 1918. Atenție, Franța era. Termin imediat. Da, dacă să duc o frază la capăt. După aia un comentat. Iartă-mă. Pierdusem orice garanții franco-britancii și aveam în fața noastră o agresiune sovietică. Rapoartele SSI-ului, care era structură militară, nu doar serică acum, deci a fost ceva în perioada interbelică împreună în SSI, prezentau că urmează o invazie totală asupra României. Are loc și provocarea rebeliunea zisă legionară, în care sunt mărturii că au fost produse, instigate, nu doar de, să spunem, radicali mișcări legionare, ci și de către sovietici, pentru a prezenta tulburări în țară. Deci haideți să facem harta exactă a situației. De altfel, istoriografia demonstrează pentru cei care cercetează și sursele germane că Hitler se apucă și dă decizia barbarosă de atacarea Uniunii Sovietice când pretențiile sovietice cer și Bucovina. Răspunsul lui Adolf Hitler este că da, ăștia nu se mai satură, sunt atât de nerușinat. Bucovina a fost provincia austriacă, niciodată rusească. Unde sunt pretențiile? Dându-și seama că prin anexarea și a Bucovinei se descridea lanțul spre Germania. E o cale strategică, de aia și voi cerut. În momentul ăla roagă specialiștii germani care erau redutabili, OKV-ul să facă un plan de atacare a unei sovietice, dându-și seama că Uniunea Sovietică așteaptă o slăviciune în fața Marii Britanii, urma invadarea, da? Leu de Mare, invadarea Marii Britanii, pentru a pătrunde în tot Balcanul. Deciziile au fost cumplit de greulate, dar revin că asta e esențial la ce a spus dumneavoastră și mă bat ca lucrul ăsta să fie afirmat. Antonescu a greșit când am avut niciun pact cu Germania. Trebuia să știm până unde mergem, până ne ducem, care sunt condițiile. De altfel, apropo de ce profesor Arman, după Stalingrad pleacă la cartierul general al Führerului și sunt mărturii ale secretarilor săi, da, și el a spus-o în Consiliul de Miniștri, Hitler a pierdut războiul, să vedem cum să facem să nu pierdem pe noștri. Stalingrad e punctul în care și mareșalul îl împuternicește, nu scris, că îl împușcau ăștia drept trădare, îl împuternicește pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ica Antonescu, Mihai Antonescu, nu știu cum vede, pe Ica. Pe celălalt Antonescu, da. Vicepreședinte și ministru de externe, să înceapă negocierile cu aliații. Negocieri ca să pun punct în care niciodată Uniunea Sovietică n-a vrut să accepte Basarabia și Bucovina. Pretențiile lor au fost ca granița să fie ca urmare a... De atunci Antonescu a zis, bun, dar am mutat degeaba, cum să... Vedeți și decizia dincolo de Nistru e, dacă o gândim rațional, nu foarte complex, acum ăla e bună, ăla e rău. A fost întrebarea mareșalului, domnule, de ce ai mers mai departe de Nistru? Și spune, domnule, din punct de vedere militar, luăm orice regulament, războiul după până când dinamicul e înfrânt sau cere pace. Asta una la mână. Adică nu puteam să mă oprești, să aștept să trănească... România declarase război Uniunii Sovietice, da, adică da. Nu era doar că... Nu era de joacă. Așteptam să stau pe Nistru ca să întâlnească Stalin să vină înapoi. Nu. O pace se face ca urmare a câștigării unui război. Una la mână, a doua la mână. Și asta, probabil vom vorbi de complexitatea mareșalului, dacă avem timp în altă emisiune. Le-a spus tuturor, peste 60.000 de soldați germani au murit ca România să primească Basarabia și Bucovina. Nu pot să întorc cu brazul alit și să spun mulțumesc pentru sângele depus. Eu mi-a luat cel meu, băieți, duceți-vă înainte cum o vrea Dumnezeu. Înțelegeți un pic loialitatea sau parte din hotărârea lui Antonescu, adică am fost camarați cu ei, pentru că hai să fim corecți. La ce aliniament aveau sovietici și pe prut, nu îi zdrobeam niciodată.
Iarăși nu se vorbește în istoriografie. Tot spunem așa, 21 iunie 1941, da. Ca și cu românul, gata. Eram noi doi, domnule. Am trecut prutul cu barca, da, exact. Da. Asta mai mare, cu oricum sunteți mai mare, cu gram mai mare, și am pigeam la barcă. După două săptămâni am trecut. Pentru că a trebuit ca aliniamentul german să străpungă Galiția. Și zona poloneză, înțelegeți? Poloneză, să se ajungă la același aliniament. Da? După două săptămâni, sunt două săptămâni ciudate, nimic nu pe frontul. Trăgea câte un rus, de voia, zicea, bă, nu mai treceți. Avea un dispozitiv pe care l-am penetrat, că erau pregătiți pentru atacarea României, doar cu ajutorul blindatelor germane, să fim serioși. Armata română avea efortul de a recuceri Basarabia și Bucovina. Dar, cum să vă spun, trei săptămâni a fost miracol. Pentru că am avut tehnică germană și soldați germani, să fim foarte serioși. Asta nu putem uita, nu am de răbdit singuri. Deci efortul și Germaniei. Ei, au fost și italieni, germani. Au fost și croații, că au fost la mai noi multe nu. Armate. La noi nu. Nu, zic nu, nu vorbesc pe toată, pe toată linia Stalingradului. Și revin că am întârziat și în ce mi-am de scuze să vă mai dau o componentă care să vedeți de ce e fabuloasă istoria, dar totodată urâtă, că istoric cu ți-aduce aminte ce ai făcut în trecut. De unde este dumneavoastră din Constanța, 23 iunie, a doua zi după declararea războiului de către români, care stăteam pe prun, nu mișca nimic, aștepta și noi să ne dea semnul. OKV-ul, da, Marele Cartier, e atacantă Constanța. Toată flota rusă se spediță față Constanței, o bubuie, distrug, dacă știam, vă aduceam fotografiile, toată cu Orad, inclusiv catedrala, urmând desantul maritim. Că dacă vă uitați pe hartă, unde putea să pice spatele întregului front? În Constanța. Bătălia celebră în care iese Horia Garici, de oboară trei avioane, bombardieri sovietice. Celebru aviator Garici, da. Distrugător în Mazvaie scufundat. Nemții zic că au tras cu Krupp, care era la Eforie Sud. Am avut două baterii Krupp care ne-au apărat teritoriul. Dar lucruri care se poate întâmpla și astăzi. Unde are Federația Rusă de Bătălia? În Constanța, în spate. Adică nu suntem nebuni, da? Deci pe 23 i-a atacat București cu avioane. Lumea nu spune. Primele atacuri asupra Ploieștiului sunt făcute de sovietici. Cu aceeași țintă, să ne dobore petrol. Cad avioane deasupra Bucureștiului. La Câmpina, Prahova, tragem în ei direct. Reușesc avioanele românești să-i ținem departe, dar vin să vin la Constanța să departe maritim. Vă dați seama? Mazva aliniat cu tot. Noi zicem că nu nemții, că știți, că așa e ca la bătălie. Eu l-am dobărât, că a dat într-o mină. Nu era mina nici românească, că nu făcea mine germană. Nu contează, sau că l-a lovit aia cu Krupp. Se scufunde Mazva, l-au găsit, au plătit, au venit cu submarinul, pac, l-au pozat, pun jerbe. Adică ei, cum să zic, eroii lor, eroii, ei veneau să-mi invadeze, dar ei se duc în continuare și ei. La noi nu se vorbește, Constanța nu, Stalingrad nu, e ceva cumplit și nu înțeleg de ce. Da, dacă, asta ne spuneți dumneavoastră, că dacă v-a prezit interesul, mi se pare că... Domnul Preda, dacă îmi permiteți... Asta e aici, în Pravda, ca să vedeți... Da. Ăsta este sediul în care se predă Paulus, am fost acolo jos în subsol. Aici e frățitatea română-sovieto, da? Publicate în ziarele lor. Dacă vreți, vă mai arăt din poziția senzațională, am fost acolo. Da. Dacă îmi permiteți, domnul Preda, trebuie să se înțeleagă că această lună nebună în iunie, mai iunie, da? după căderea Franței, 1940, o vom discuta, putem să o discutăm pe ore cu domnul profesor și domnul profesor aici ne poate da, sperăm să ne dea un titlu de doctor după aia, că învățăm de la dânsul, nu avem nicio problemă. Întâi începem cu masterul, ne dăm, să nu facem cu masterul, așa, să nu facem ca politicienii. Ne dăm bacalaureatul după, așa, după doctorat. Dar ideea este următoarea. Atât de complex a fost, iar lovitura de la Stalingrad, pierderea de către Hitler a Stalingradului, atât de multe repercursiuni a avut, încât cred că în 100 de ani de acum înainte, după 80 de ani de la căderea Stalingradului, cred că încă o să mai vedem efecte fundamentale ale Stalingradului. Pentru că noi spunem, domnule, Antonescu, eu pentru Ion Antonescu nu am respect în ceea ce privește relațiile interetnice, sunt multe lucruri pe care le-aș... O clipă, le-aș discuta de 1000 de ori. Dar faptul că omul ăla în iunie 1940 era singur în Europa, cu o țară victimă, cu un suveran care nu știa nici cum îl cheamă, atenție, cu o statalitate făcută zob. Faptul că acel om își asumă destinul istoric de a aduna bucățile României pe unde le împrăștiasă istoria, pe unde o împrăștiasă istoria, acest lucru îi dovedește tăria. Restul, greșelile care le-a făcut, și termin în 20 de secunde, greșelile care le-a făcut, sunt convins exact cum a spus profesorul Bichir, că a știut că Stalingrad înseamnă un altceva, o altă lume în care intră România. A știut acest lucru. N-am mai avut puterea, n-am mai avut aliații, fără discuție.
Dar Stalingradul pentru România, așa cum a însemnat pentru Hitler, așa cum a însemnat pentru Italia, așa cum a însemnat pentru oricine, Stalingradul a fost și rămâne punctul de cotitură al istoriei moderne românești. Da, bine enunțat. Două idei, dacă este, da. Nu intrăm în al doilea război mondial, că a, nu, nu. Pierdem la amănunte. Da, nu. Continuă ce zicea profesorul Harman. De ce are Stalingrad importanța asta covârșitoare? Și trecută una dintre cele mai mari bătălii a lumii. Dincolo de pierdere de victime umane, sovieticii, actualii, mă rog, ruși, refuză și astăzi să se spună cifra a pierderilor. Pentru că e îngrozitoare, cel puțin în privința lor, cum teribile și privința românilor și a țărilor. 1. E nivel, gândiți-vă, imagologic. E orașul lui Stalin. Însemna cadă Imperiul Bolșevic, orașul pe care l-a iubit cel mai mult Stalin, care purta numele lui. Se anunța că a căzut și Stalingradul. Era... imagologic, simbolic era, simbolică, era, da? Deci, distrugerea imperiului simbologic, dacă vreți, de cotitură. Da. Germania anunță de 6 ori că au câștigat Stalingrad. Da, așa este. Da. De-aia nebunia durează, cred că una dintre cele mai lungi bătălii, durează 8 luni. Da. August, februarie. Da. Decizia lui Stalin, în spate de Volga nu mai există nimic. Îi împușcau pe cei care încercau să treacă. A spus, e ultima palmă de pământ, e revigurare. Militară. E prima victorie a Uniunii Sovietice. Până atunci îi spui liberație. Primăvara 41-42. Rup nemții absolut tot. Deci nimic, nu, pârjol. Doar la Moscova nu reușit să rup. Aia e mai târziu un pic. E 41, mult mai târziu. E în iarnă. Da. La București se face paradă militară, ne-a luat Basarabia, Bucovina, războiul e gata. Da. Și începe, o să apare și în Ucraina acum, Rasputița, ploaia aia pe sfârșitul anului rusească, după care, cripăț, se împotmolește la Moscova. OKV-ul rămâne în stand-by, zice, rămâne pe poziție noastră, urmând să avem, zic, avem, că eram aliați cu alte țări, să avem ofensiva de primăvară biruitoare, 42-43. Apare Hitler cu planul în blau, nu știu dacă a fost bun seara, dar consecințele sunt foarte clare, de a curcircuita, de a împărți armata în două, pentru că nu doar Hitler, teoreticienii militari au spus, dom'le, trebuie să rupem armata germană. Una să meargă în continuare spre Moscova, că ne-am dat seama, chiar dacă cade Moscova, rușii nu, se retrag după Ural și tot așa, și o altă armată să atace în sud, să luăm cu banul, să luăm petrolul. Da? E bine, a doua armată se împotmolește, o să vă vreau, dacă îmi permite și la hartă, în gâlma aia de la Stalingrad. Și începe toată nebunia. Dar după, e momentul și pentru armata roșie în care înțeleg să fie moral că pot câștiga. Nu câștigați o bătălie până la Stalingrad, vă dați seama. Iar asta era uriaș. Uriaș. Capturează pe Von Paulus, singurul feldmareșean prins în viață vreodată. Da? Începe miracolul armonat. Suntem neînvingători. Suntem. Până atunci fiind spulberați. 41, 42, 43. Țăndări. De aici începe, da? După operațiunea Uranus ăsta la Jucov, deștept, deși era rudimentară. Rău, nu știu, avea el intuiție militară. Școli înalte, ca om așa și cultural, era... Era un primitiv. Dar prin operațiunea asta, înjurarea Stalingradului și victoria de la Stalingrad, trec în cărțile de istorie. Stalingrad e momentul crucial al celui de-al doilea război mondial. Nu se discut. Și spuneam înainte de a veni dumneavoastră, domnule profesor, că dacă între nazism și comunism am avut un Stalingrad, între capitalism și socialism apoi în războiul rece, n-am avut un Stalingrad. Nu. N-a fost o confruntare caldă, cum se spune, da? Da, exact. Dar e foarte interesant acest punct de vedere. Totuși, după al doilea război mondial, toți mari analiști, toți mari oameni politici de ăștia, care știu exact, nu cum spunea domn profesor că își dădeau bacaloriatul după doctorat, așa, au înțeles să nu ajungă la o confruntare de tip Stalingrad între cele două sisteme, capitalist și comunist. Adică democrație și socialism. Cubaneze ar fi putut duce. Aia ar fi putut să fie Stalingrad între cele două sisteme. Și acolo dar ai, este clar, între cele două sisteme criminale, nazist și bolșevic, că astea sunt cele două mari ale secolului 20, vei avea Stalingradul care înfrânge, practic... O paranteză, ca să vadă lumea că mai citim și noi. Nu suntem toți. Criza cubanezelor vine la 2 ani după ce Statele Unite au amplasat arme nucleare în Turcia. În Turcia, da. Deci dacă o jucăm corect, iar lui Hrușciov se întoarce în țară, unul
executat după 2 ani, se spune, bun, dar noi ce am primit în schimb, că americanii n-au plecat din Turcia. Jocul e mult mai complex decât îl prezintă și varianta occidentală și cea rusească. Și varianta rusească. Da, da. Adică, scuză-mă, zicea, păi bine mă, dar tu ai pus în Turcia, deci lovești direct federația. Pun și eu în Florida, lângă tine. Lângă tine. Deci criza cubaneză, agresiunea, agresiunea până la urmă, deși era o țară socialistă, e tot într-un echilibru al marilor puteri în războiul rece. Nu apare peste noapte. Gata, sau gândești sovietici. Doar că existau arme nucleare atunci. La momentul Stalingrad încă nu erau. Nu erau. Și când o să aveți 3 minute, poate o să-mi dați mie voie să vă prezint pozele alea care vi le-am dat. Mm-hmm. Dacă vreți, bine. Dacă nu. Da, cum să nu? Deci în anul de grație 2016 am participat, uitați aici pe ambasadorul Soare, domnul Ionescu de la... E secretarul general, a fost secretar general Codrin Munteanu, la deschiderea primului cimitir românesc în Federația Rusă. L-am făcut-o chiar la Stalingrad, la Volgograd. Uh-huh. A fost ceva emoționant, am adus pământ de acasă, eu, toată delegația României în care am fost, iată cum au fost îngropați. Așa se îngroapă. Și în țară, reacție rusească și formă, alea soasele, unul din cei 156.000 de. Ni l-au dezgrupat nemții, asociațiilor de acolo, ne-au dat bucată din terenul lor. De-abia în 2017 am reușit să facem și noi cimitirul la românesc. Am avut și peripeții, ne-a ajutat mult. Aici e imaginea Paulus când se predă, e reconstrucția făcută, o să vă explic. Aici e monumentul ăla din spate, uriaș, Rusia, întotdeauna, Kurgana. Da, 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 da. Iată în ce mod își cinstesc ei eroii. Și aici când am depus împreună, vedeți în spate, toți aceștia militari. A scris izvenia că fasciștii de români vin să-și facă monument pentru eroi. Și populația civilă a fost îndemnată să sară să ne bate cu pietre, să nu fie autoritățile rusești. Fiind și noi niște oameni foarte inteligenți, cu ambasadorul Soare, cu atașatura militară, am invitat toate țările NATO să participe la aceste evenimente. Ei, când a plecat din Moscova, 24 de atașați militari, a venit scoțianul cu fustă, că am tremurau chiloții pe el sau nu știu ce purta pe dedesubt, americanul, englezul cu tărică, domne, nu ne-au mai luat la pietre, ne-au lăsat, dar au zis, de ce gheroi? Ce am căutat peste ei? Preotul dat de ruși n-a vrut să slujească cu noi, parcă nu era ortodox. S-a dus alături numai la ai lui. A fost niște povești fabuloase. Și venită pe intoxicare rusească, în țară au apărut cutiile astea, uitați, în care am pus și pământ românesc și în care, oasele noastre, mă, ciobanii noștri, hai să încălțim cu ceva. În țară au apărut atâta rușine, au îngropat în cutii de pantofi. Și, vreți să vă dau un recere și au apărut toți... Limbrici ăștia la trezor. N-aveați, mă, că vă dădeam eu bani de coșuge. Bă, tâmpitule, câte avioane am să duc? Ușor 100, că ne ia ce ne iau. Ușor că ne ia ce ne iau. Și asta spune fiecare emisiune. Lasă-mă, domne, că se ia de mine. 156.000 de sticrie de asta, din mahon, din... N-ai spațiu, n-ai... Înțelegeți? Asta e procedura de a îngropa. Și în țara, zici, mai bine nu mai face nimic, că am îngropat, s-a dus bichir cu tâmpiția la armată. Și e vreun subiect în țara asta în care să nu exact. Fie contestat. Și în momentul a zis, bă, nu mai faceți că ne face de râs. Doamne, nu era făcut de râs. N-avem, avem un acord, dar a fost răgânat. Prizonierii de război și cimitirile de război, noi avem grijă de cele sovietice și au grijă de cele din România, ca și e corect. Doamne, mortul nu are identitate. Respectă că a murit. Unde a murit, da? Eroul necunoscut nu are identitate oriunde în lume. Oriunde. Și atunci, pentru un... Ce ne făcea ca să vedeți cât de umilitoare era situația și mai altfel niciodată pe ambasadorul Soare, numai la post acolo în Azerbaijan. Ne dezgropau morții la oaltă și nemții pe ai noștri puneau deoparte. Acum, dacă vreți, nu e adecvat, e dureros, se întreba, bă, dacă unde o se vede, că nu, unifele nu se mai vedeau. Cățurile alea mițoase, ale noastre, nu mai. Păi ziceau, românii erau singuri care n-aveau dentiști, n-aveau măsele în gură. Și le-au luat și le-au pus în două hrube de astea, de, cum se numesc, de smuncitori ăștia, de stau în cutii de alea, știi? În case de alea, de căsuțe de acestea. Căsuțe de astea, niște saci și acolo stăteau din 1990. Nemții plătind, trebuie să fiu cinstit, memoriile vainii asociațiilor de cultul eroilor. Pentru fiecare mort dezgropat. Deci rusul zice, bă, ți-l cauți, nu-ți caut eu morți. Vii cu lopata, îmi plătești, factură. Ei, și ai noștri să te dau deoparte. S-a chinit toată autoritatea. Până la urmă reușește ambasadorul Soare și ne dau nemții o bucată din, tot din pământul lor. Din cimitirul lor. Din cimitirul lor. Și ne duce să îngropăm. Bă, ca să nu pui așa de avalma, ci până la urmă să vii cu excavatorul și să pui crucile, i-am pus și noi niște cutii, ați văzut cum arătau oasele, da? De lemn. Înăuntru la fiecare câte o punguliță, bă, să țină cal până mai dat. De pământ românesc. Cu slujbă, cu preot ajuns de acasă. Și ce apare în țară? Ministerul Apărării, cu ăla, s-a mai fost și Chior de Pichir și Cristoiu, că am fost pe banii noștri, da? Ca să credeți că nu m-am mai primit nevastă acasă o 200. Nu, că mi-a părut rău, dar asta e altă treabă. Și a zis, băi, i-am îngropat în cutii de... De și anul următor am făcut pentru divizia, am fost în Caucaz. Și de atunci s-a pus top. Uitați, rapelul românesc l-am pus pe la rusesc, că e teritoriul lor.
Asta e crucea, da? Și cutiile astea, le vedeți? Domnule, a luat așa, cât a fost delegația, amunii și miniștri și toți, lipite noaptea. Ajută-mă și tu, punești tu, eu am făcut colivă, că mă pricep mai bine, adică totuși ești, am o specializare. Pe dascălo am făcut, că n-am avut decât preot în asta. Cine dă mă cu cădelnița? Stai, părinte, după mine, că am făcut și eu măcar seminarul. Pac, 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 pac. N-am făcut, uite câți am fost. N-am făcut și noi un pic datoria față de 156 de mii. N-am mai auzit să dea bani statul român ca să dezgropăm. Dar bine că s-a făcut. În 2007. Am fost cu maestru Ion Cristoi acolo. Eu nu știu, ați văzut omul de oameni. Uitați așa scutiile numerotate și atât a rămas dintr-un blav erou care și-a pierdut, ori să nu-i cinstim pe ăștia, dincolo de decizie nepolitică. 150, băi, sunt moții noștri, de moți numai de bine, da? Nu, dar este și cea mai mare hecatombă, atenție, în afara teritoriului românesc, este cea mai mare hecatombă unde mor cei mai mulți soldați români în istoria militară a statului român, atenție. Am la muzeul ăla, dacă mai vedeți încă un set de poze, care l-au făcut, e senzațional în bunkerul ăla acolo jos, ce lucruri au confiscat de la români. Ați văzut medalii, ați văzut țigările Carpați, mai apare câte un inelul și o fi fost de logornă. Domne, atâta, domnului Radu Preda, a zis profesorul, atâta s-a putut. Asta e imagine de propagandă sovietică, asta e o icoană, noi știi că rămânească rușii zicarele lor, semn că nu era atât de bezmoștrică armata sovietică, ăsta e ziarul armatei, cum aveam noi Armata Roșie, ăsta e un grup statutar. Asta e celebru grup statuar care a rămas în picioare. Da. Am umblat în jurul lui cu Ion Cristoie că vrea să găsească un stâlp. Și în stâlp rămăsese glonț. Da. Asta e operațiunea Uranus de care vă spuneam. Asta este? A lui Jucov? Da, dacă îmi permiteți, da? Da. Astea sunt după pe care l-au luat... Da. Astea sunt de colegi comuniste. Aici e Paulus. N-au crezut pentru că nu-i venise uniforma. Hitler l-avansează feldmareșal cu gândul să-i sinucide. Nu-i venise uniforma și n-apăreau ca la informații sovietice. Bă, tu ești? Da. Asta e Krasnaya Zvezda, Armata Roșie. E prima zi de pace, dacă vă uitați. Mm-hmm. Și aici scrie Roosevelt, da? Molotov. E subsolul ăsta, care e un fel de magazin universal de ăsta bolșevic. Și acolo îl găsește, da. Statul major, von Paulus avea probleme intestinale de vreo două săptămâni, nu-i mai venea să iasă. Da. Chestiuni care au lăsat orașul aproape intact. Au o zonă în care zici că începe din nou război. Dacă îți dă o armă, ai senzația că... Da, e fabulos. Dar mai aveam câteva călineri celebre de aluminiu, mi-am luat și eu de asta. Ce puteam să-mi iau de acolo? Tac, n-au vrut să-mi dea. Da. Nu, mai avem unele cu ce au în al doilea folder cu ce au confiscat și spus acolo că apareți de război. Destul de umilitor. Da, deci ăsta e planul Uranus. Ăsta e planul Uranus, Stalingradul, da, Volga în spate. Lăsați și voi puțin și planul Uranus. Nu poate, că sunt montate în buclă. Ce să vă mai spun de Stalingrad? Nu credea nimeni că Federația, că... Da, totuși, deși a fost clar o înfrângere a armatei germane și a aliaților lor, totuși războiul a mai durat încă aproape 2 ani. Da, dar începe un război defensiv din această clip. Da, așa este. Caracterul nu mai este ofensiv, ci este defensiv. Nu mai avem niciun atac decât pe zona Caucazului, unde au ajuns și românii lângă Grozni, la 20 de kilometri, vânători de munte. Dar din acest moment începe marea defensivă, așa este. Iar aliniamentul care a fost extraordinar în ofensivă, cel german, da? Ca o palmă așa împlândând, în retragere fiind spațiile atât de mari, n-a mai putut face față. Stăteau diviziile, zice, cum stăteau mărgele pe sfoară. Încep rușii cu contraofensivă și nu se mai termină decât la Berlin. Da. Din 43 până în 45, deci sunt momente de rezistență, dacă vreți, sau de lovituri, cum încearcă cea mai mare bătălie a Târgu la Kursk. Mai avem retragerea din Azov, din Crimea, operațiuni 60.000, în Baltica, unde rezistă până aproape de sfârșitul războiului, dar deja începe tăvălugul ăsta. Uite, ar fi fost un alt moment anterior, 23 august 1944, în care România ar fi fost oportun să întoarcă armele? Nu. No. Până la Stalingrad, nu. Iar după Stalingrad... Nu, după Stalingrad, evident. După Stalingrad sunt mai multe încetări, dar nu am... au apărut documente recente, hai să o spune pe dreptul, anglo-francezii tot timpul ne-au zis să înțelegeți-vă cu rușii. Altă soluție. Și când se punea întrebarea, și aici intervin, când punea întrebarea regele Mihai prin emisarii săi, sau mareșalul punea întrebarea lui Kolontai sau în Turcia, ce înseamnă... Prețianu. Da. Ce înseamnă să ne înțelegem? Spuneți-ne voi, așa spuneau anglo-americanii, aliații, spuneau, faceți pace cu URSS, faceți pace cu URSS. Și bineînțeles că orice șef de stat spunea, bun, fac pace, n-am nicio problemă.
spuneți-mi în ce condiții, care sunt liniile roșii și unde se semnează pacea? Pentru că Kolontai, de exemplu, propusă să se semneze la Moscova. Antonescu nu dorea la Moscova, pentru că el dorea asigurările occidentale, pentru că noi o pățiserăm deja, da? Molotov-Ribbentrop ne arăta să ce bine ne apăraseră. Colapsul tuturor sistemului de securitate internațional, România, fusese loc și fusese martor Antonescu. Și nimeni nu i-a explicat ce se aștepta de la România. În 23 august 1944, la fel, Mihai cere, la fel, am întors armele. Acum hai să discutăm în ce condiții vreți noi să facem pace. Bun. Nu i s-a spus absolut niciodată. Două secunde. Mareșalul Antonescu, când observă că pe canale diplomatice sunt mărturii și probe, inclusiv am negociat cu Italia, am făcut noi axă la tine să ieșim o dată din război, se duce Mihai Antonescu și vorbește chiar cu ducele, cu Mussolini, s-ar putea să cam strâmb la el, roagă opoziția. A spus, bun, înțeleg că eu sunt damnat, sunt considerat camaradul lui Hitler și îmi țin cuvântul, încercați voi opoziție să negociați în numele României. Faceți o pace până a doua zi și de atunci îi se permite lui Maniu să trimite emisarea opoziției în Occident. Că altfel nu mișca nimeni. Una la mână. Condițiile. Nu știu în ce condiții aveau să se desfășoare, dar rușii au refuzat în permanență. Știu asta. Obtuzitatea, ca să spun de-a dreptul, a clasei politice românești în totalitate a fost că puterile aliate înțeleg pericolul rusesc și vor debarca în Balcani. Asta cerea și Antonescu Hristos. Să vină două divizii de anglo-american la București, înțelegeți? Să rupă cumva avansarea sovietică spre centrul Europei. Băi, debarcați în Balcan ca în primul război mondial, credeau că se întâmplă la fel, și opriți rușii pe alinimentele cunoscute. Mai mult sau mai puțin basarele. Neștiind de toate înțelegerile că până la urma urmei se dăduse România, se dăduse și centrul, se dăduse și tot. Și a fost o opoziție sterilă, aproape prostească. 23 august e o altă tâmpenie. Pe lucrătura asta anglo-franceză, doamne, dăm noi anglo-americane, francezi, nu conta, De Gaulle era așa mai mult onorific acolo, da? Ce anunță la radio, am un volum pe treaba, anunță la radio semnarea armistiții. Nu se semnase un petic de hârtie. Știți când semnează România? Pacea cu Moscova pe 12 septembrie. Deci în această perioadă, conform regulilor războiului, soldații români au fost luați prizonieri. Ne doare, dar asta e. Pe 24 am telegrama în care se dă și la Radio Moscova și peste tot. Nu se dea un militar, un german rus, anunță, băi, ai ascultat pe români, a vorbit regel, că-i pace. Nu am ordine de la este propaganda prostească. Da? Pe 12 de-abia se semnează, a fost luați... Nu aveam niciun act scris, aia nu e o pace. 23 august e o tâmpenie, nici vreau să o cotaloghez, că e lovitură de stație. Și pe 24, a doua zi după 23 august, oficial, Moscova a luat la cunoștință de evenimentele politice și schimbarea guvernului la București, neavând nimic, nu știu cum, că noi continuăm activitățile militare. 23 august n-a contat pentru sovietici. Nu, ceea ce este foarte grav. Istoria nu ceea se face. Este foarte grav. Da. Ceea istoria ce este foarte grav. Nu se face cu dacă. Nu. Mai, se apropiase de rupsesele porțile Iașiului. În două zile, Tudor Vladimirescu intra, era băgat în luptă, divizia formată din români, pierdut la Stalinga să tragă în români, în Iași. Ce război fraticid pe 26 mai era? Români, unii în uniforme la armate române lui al statului și unii în uniforme istorie. E ceva, nu, istoria e... Mă zdrunginească mă băgați, dar îmi placă, asta e viața, emisiunea mea. Din păcate, timpul emisiunii noastre s-a scurs, vă mulțumesc prima foarte mult. Prima parte, spuneți a emisiunii, că noi continuăm. Păi, vă continu, asta este de la sine înțeles. Vă mulțumesc amândurora pentru participare, pentru intervențiile foarte interesante. Eu mulțumesc că ați făcut ceva pentru românii, mă, la Stalinga, bunicii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem și în weekendul viitor și sâmbătă și duminică de la ora 19. Până atunci, toate cele bune.